Lansarea sistemului Biprotect a redus semnificativ numărul cazurilor de intoxicație ale albinelor. Platforma informațională înregistrează peste 2000 de apicultori și agricultori care au devenit utilizatori ai aplicației. Astfel au fost anunțate mai multe de 1200 de stropiri care au contribuit la micșorarea numărului de otrăviri. Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ion Maxim, subliniază că numărul de cazuri semnalizate de otrăvire a scăzut pe parcursul ultimilor ani, odată cu introducerea sistemului. În perioada premergătoare implementării BiProtect anual pe întreg teritoriul țării, erau semnalizate aproximativ 20 de suspiciuni de intoxicare. Pe parcursul anilor 2023 și 2024, cei 1400 de apicultori înregistrați în sistem au anunțat 6-7 intoxicări anual, rămân însă și cazuri neanunțate, deoarece nu toți îl folosesc încă, a precizat Ion Maxim. Potrivit directorului general adjunct ANSA, Alexander Manciu, utilizatorii actuali reprezintă mai puțin de 10% din așteptările propuse în decursul următorilor 5 ani, numărul total fiind estimat la 20-25 de mii de agricultori și apicultori relevanți măsurii date. Reamintim că informarea despre stropire sau amplasarea stupinei este obligatorie prin intermediul sistemului electronic cu 48 de ore înainte. Fiecare persoană fizică și juridică care intenționează să aplice pesticide sau să-și amplaseze o stupină este obligată să facă acest anunț.